Salutare, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Paladei. De departe, subiectul cel mai important zilele astea, din tot ce s-a întâmplat în România, după părerea mea, îl reprezintă moartea lui Rudel Obreja. Este o moarte dincolo de pur și simplu discuție personală, este o moarte simbolică. Este o moarte ce vorbește despre felul în care instituțiile românești au de-a face cu cetățeanul român în general și în particular este vorba despre felul în care justiția românească găsește de cuvință să-și facă treaba în România. Nu o să discut despre vinovăția sau nevinovăția lui Rudel Obreja, este un alt subiect. Nu o să discut despre implicarea justiției în politică, știm foarte bine felul în care justiția este folosită pe post de coadă de topor de control social asupra clasei politice, dar nu și asupra altor instituții de putere. Nu o să discut despre relația lui cu Udrea, despre felul în care Udrea este la pușcărie. O să discut doar despre felul în care oamenii mor cu zile din cauza instituțiilor românești. Și nu e vorba doar despre justiție și doar despre felul în care se moare în pușcărie pentru că i s-a refuzat accesul la un tratament decent. Mă refer și la felul în care alte instituții românești, cum ar fi cele de sănătate, cele de putere, au acționat în timpul COVID-ului, împiedicând oameni care aveau nevoie de tratament, nu de COVID, de alte, la adresa altor boli, să aibă, acces la un tratament decent și le-a scurtat viața, au murit cu zile. Avem nenumărate exemple de astfel de oameni care în timpul pandemiei au murit de cancer, de boli cardiovasculare, de diabet, de toată gama de boli care de fapt afectează populația României. Acestea sunt principalele cauze de bolilor și pentru că am avut de-a face cu niște instituții românești autoritariene foarte încăpățânate și foarte decise să respecte la virgulă template-ul care le-a sosit de la stăpâni, au găsit de cuvință să închidă spitale, să scoată oamenii afară în toiul nopții cu perfuzii, să oprească accesul oamenilor în spitale pentru boli grave, crescând nepermis de mult rata deceselor din alte motive decât de COVID. De-abia acum, la ceva timp, ne dăm seama de amplitudinea, de magnitudinea acestui fenomen oribil. Iar moartea lui Rudel Obreja face parte din același fenomen, din felul în care viețile umane nu contează absolut deloc pentru instituțiile românești. Pentru ei contează mai mult gestionarea puterii, pentru ei contează mai mult controlul social decât viața umană. Iar imaginea cutremurătoare a lui Rudel Obreja, subt de cancer, absolut slab, piele și oase, desfigurat, pentru că distinșii domni din justiție nu i-au dat voie să se ducă să-și facă tratament, este ca un soi de, cum să spunem, de simbol al felului în care instituțiile românești își pun pecete asupra poporului român. Din păcate, am ajuns să trăim și astfel de vremuri, din păcate, nu este doar ce am citit în cărți până acum, acum este realitate. Astăzi, Dumnezeu să-l odihnească, a fost un om remarcabil, cu bunele și cu relele lui și nu era cazul să moară ca un câine. Felicitări celor care au făcut chestia asta, slava, să o țineți tot așa, să omorăți oameni cu zile, pentru că de-aia sunteți plătiți de stat, ca să omorăți oameni cu zile. Ghinion. Acum, în această notă pesimistă, hai să schimbăm un pic registru, pentru că e început de săptămână și să vorbim numai de moarte, parcă e prea apăsător. Un alt eveniment semnificativ care s-a întâmplat zilele trecute, chiar ieri, a fost inevitabil slava, imperialismul și hegemonia simbolică a stăpânilor noștri americani, a fost premiile Oscar.
Și vreau să vorbesc un pic despre aceste premii Oscar care cad din ce în ce mai mult în lipsă de semnificație, cad din ce în ce mai mult într-o inadecvare socială. Nu că ar fi fost ele vreodată un mare simbol al, să spunem, al societății occidentale, însă pe vremuri lumea se uita cu mai multă atenție în gura premiilor Oscar. În momentul de față, de ceva ani de zile, vedem această cădere a ratingurilor, căderea interesului populației americane la adresa Oscarului, care merge în paralel cu scăderea ratingurilor CNN, pe măsură ce discursul oficial este din ce în ce mai vehement la adresa împingerii unor anumite valori pe care societatea profundă americană le consideră a fi nepotrivite. Și mă refer acum la toate rezisturile, la toate miturile, la toate trăirismele woke, la toate LGBT-ismele promovate în mod strident, Hollywood-ul fiind de departe unul dintre vârfurile de lance ale acestei ideologii care este băgată pe gât populației americane. Drept consecință, iată că avem o scădere a interesului la adresa Oscarurilor, iată că avem o cădere în cap catastrofală pentru ea celor de la CNN și creșterea ratingurilor celor de la Fox, care reprezintă componenta conservatoare a Statelor Unite. Iată că avem niște prime semnale de bănci căzute care au acordat mai multă atenție valorilor woke și diversității culturale și LGBTismului decât analizei de risc, drept pentru care și-au bătut joc de banii dependenților lor și în loc să se focalizeze pe ce trebuie să facă o bancă, în primul și în primul rând, să aibă grijă de bani, să știe cum să investească. Ei au făcut festivale de diversitate, s-au dus în cap. Avem un ansamblu de elemente care, deși pare mozaicat, el vorbește despre același lucru, despre căderea prestigiului acestei societăți care până recent era farul călăuzitor pentru lumea occidentală, mă refer la America. Generația noastră a crescut sub vraja Americii, sub vraja Hollywoodului, a filmelor, a Dallasului, a tuturor mesajelor simbolice care veneau să spună we good, noi vă câștigăm inimile și mințile, haideți să fiți precum noi, haideți să intrați sub umbrela noastră ideologică, valorică, simbolică. Și am făcut-o cu entuziasm, toată generația noastră, mare parte din ea și momentul de față se lasă în continuare vrăjită de acest tip de propagandă. Unii dintre noi suntem încetul cu încetul mai reticenți, dezamăgiți. Este o senzație amestecată de nostalgie față de vremurile copilăriei, când lucrurile erau simple, albul era alb, negru era negru, ca în westernurile standard, știai cine are pălărie albă e bun, cine are pălărie neagră e rău. Acum lucrurile sunt un pic mai complicate și primim semnale ambigue, semnale divergente dinspre partea acestei societăți. Unele lucruri în care în continuare credem, altele care ni se par din ce în ce mai de respins, repulsive, care nu vin să se armonizeze cu ceea ce credem noi că este bine în viață. Și asta este o chestie pe care o simte toată generația noastră. Mă întorc la Oscaruri, am văzut o parte dintre filme, recunosc că nu pe toate, nu am văzut The Whale, de exemplu, însă este nu știu câta oară când un film mediocru, spre bun, Everything Everywhere All at Once, un exemplu clar de produs consumerist făcut după toate rețetele de casă să adune, să acopere ca o umbrelă largă opțiunile unei mase cât mai largi, cum a fost și Avatarul, cum sunt tot soiul de alte astfel de filme de tipul blockbuster, ajunge să fie ales de către Academia de Film în fața altor filme care, după părerea mea, au fost mai bune. Și știu cel puțin două, Elvis, care a fost neașteptat de bine făcut și care mi-a stârnit un entuziasm și o emoție sinceră la adresa și personajului și perioadei, dar mai ales The Banshees of Inisherin, Naibele de pe Inisherin sau Ielele de pe Inisherin, un film irlandez făcut de către un regizor iconoclast care pune mai mult accentul pe
piesele de teatru, The Banshees of Inisherin e de fapt un soi de piesă de teatru frumos transpus în limbaj cinematografic. Regizorul este Martin McDonagh, habar n-am cum se pronunță chestia asta în irlandez, au niște cuvinte absolut ciudate, și pe care îl știm de mai mult timp, îl știm de acum aproape 20 de ani pentru numele Dumnezeu, când a venit, cred că în 2008, 15 ani de zile, când a venit cu primul lui film In Bruges, care a dat peste cap pe toată lumea, cu acel cuplu de actori, Colin Farrell și foarte haiosul și expresivul Brendan Gleeson, un mare actor irlandez de care noi știm mai puțin, dar care la el în țară e nemaipomenit, și acest cuplu folosit de către McDonagh în Bruges, vă recomand neapărat să vedeți În Bruges. Iată că acum, după aproape 20 de ani, este folosit cu aceeași măestrie artistică în acest film foarte profund, neașteptat de profund. Când am început să mă uit la el, am avut o strângere de inimă, mă refer la The Banshees of Inisherin, știind tipul de ușor manierism, ușoară teatralitate pe care le are el, și de ceva timp am anumite reticențe la adresa felului în care e prea mult teatru și prea puțin film în unele producții. Într-adevăr, e mult teatru în acest film, accentul fundamental este pus pe interacțiunea dintre personaje. Avem patru personaje geniale, cele jucate de cei doi actori principali, Colin Farrell și Brendan Gleeson, dar nici sora din film, Kerry Condon, nu e de lepădată, are un rol foarte fain, și puștiul Barry Keoghan, care joacă rolul prostului satului, la fel, joacă neașteptat de bine. Deci o piesă de teatru, dar care, dincolo de piesă de teatru, reușește să surprindă prin puterea vizuală care transmite acea emoție specific irlandeză a austerității plină de cultură și de nostalgie, a spațiilor largi, a mării care se... Foarte frumos. Mi-a aduc aminte cum se cheamă filmul. Unul din filmele mai târzii ale lui David Lean, nu ultimul, ci penultimul, dar să moară pisicare că mi-a aduc aminte cum îi zice. Ia, dacă așteptați un pic, vă spun imediat. Ai caramba, unde este? Uite-l. Ryan's Daughter, un film din 1970, care împrumută o mare parte din instrumentarul vizual și expresiv acestui nou film, The Banshees of Inisherin. În plus față de componenta de teatru foarte bine gestionată, ai această interacțiune foarte, foarte gustoasă și autentică și scenariul foarte, foarte bine scris, nu e deloc plictisitor. Mă așteptam să aibă momentele lui un pic mai terne, mai enervante, ca atunci când ești la o piesă de teatru care vrea să-ți demonstreze ceva cu orice preț. Nu, e foarte gustos și te ține viu și atras tot timpul filmul. Și mai mult de atâta, are o structură pe mai multe niveluri pe care poți să interpretezi mesajul, atât la nivel individual privind relațiile dintre oameni și inevitabila tensiune care apare, și tensiunea dintre prietenie, feel good și nevoia de semnificație în viață, dar de asemenea vorbește mult și despre, poate să fie interpretat la nivel simbolic și ca o alegorie a tensiunii între cele două popoare care sunt un singur popor. De fapt, este vorba despre irlandezii care se sfâșie de atâta timp, deși sunt frați, Irlanda de Nord și Republica Irlanda, dar are și o componentă de tragedie antică, de mit în desfășurare, care mi-a plăcut la nebunie. Vă recomand filmul, îmi pare rău că nu a primit niciun premiu semnificativ. Vine să-mi întărească din nou convingerea că premiile Oscar sunt inadecvate și că de fapt nu reușesc să surprind esențialul din cinematografie, din păcate. Asta este, și mă bucur că încă se mai fac asemenea filme care să te și emoționeze, să te și țină în priză, să fie un amestec tandru de dramatism și de plăcere, de comedie, reușind în același timp să-ți transmită un mesaj foarte profund, dar și un strat psihanalizabil foarte fain acest film. Nu vă dau mai multe detalii, uitați-vă la el, este
e puternic din punct de vedere al imaginii, al culorilor. Deci pe lângă componenta de joc actoricesc, unde cei patru strălucesc, are și aceste elemente specific cinematografice care merită cu prisosință, pentru care merită cu prisosință să vă uitați la el. Iar în încheiere o să vă recomand, pentru că veni vorba tot de Oscaruri, un videoclip foarte fain și foarte adânc, puternic, antropologic, care are de-a face tot cu Oscarurile de acum. La premiile Oscar, azi noapte, cel mai bun cântec, cea melodia cea mai bună a fost premiată una dintr-un film indian și se numește, filmul nu mai știu cum se numește, dar melodia se numește Natu, Natu, cu doi de a, Natu, Natu, o să căutați pe internet și o să o găsiți, o să vă pun și eu linkul. Teoretic e un dans indian absolut tembel și cretin, de la cum vedeam și noi în O fată și doi grădinari și Lanțul de iubire sau cum ne zicea, nu mai știu, tot soiul de filme cu Raj Kapoor pe care le vedeam la Căminul Cultural când eram mici din perioada anilor 60-70. Și are toată, să spunem, și simbolistica și stereotipurile specifice unui dans indian. E foarte bine făcut, are o coreografie foarte, foarte faină, dar nu despre asta. Nu vreau să fac o critică artistică, deși merită, e foarte bine făcut, ci vreau să fac o interpretare antropologică a mesajului pe care îl transmite acest dans. E un antropolog celebru în anii 70, Clifford Geertz, care vorbea despre nevoia de interpretare adâncă, să intri puternic în interpretarea evenimentelor pentru a înțelege semnificația lor socială, dincolo de componenta superficială, se bat unii sau au loc lupte cu cocoși în Indonezia, dar ce înseamnă luptele pentru cocoși, luptele cu cocoși pentru populație, ce simbolizează, ce întrupează. E bine, aceeași întrebare trebuie pusă și la adresa acestui videoclip, pentru că el de fapt ilustrează foarte puternic, paradigmatic, tensiunea dintre Occident și Orient, tensiunea colonialistă și neocolonialistă. E vorba despre doi, cred că frați sau prieteni, clar indieni, care dansează la o nuntă clar englezească, clar occidentală, în care toată lumea e îmbrăcată, ghilimele, nemțește, englezește, mirii sunt englezi și apare ăștia și strică nunta. Pentru că încep să danseze un dans autohton, popular, care are o vitalitate nemaipomenită și care încetul cu încetul cucerește nunta și cucerește mai ales femeile. Bărbații sunt ostili, bărbații occidentali, pleacă-mă de aici, du-te cu prostiile tale, cu mitocanismele tale indienești, ăștia dansează entuziasm, mișcările au o mare componentă de marțialitate în ele, aproape că zici că sunt scoase din arta marțială indiană pe care o au ei, calipatul, și regăsești tot soiul de asemenea trimiteri la marțialitate în mișcările lor, o să vezi niște mișcări aproape ca de kata japoneză, și mesajul transmis este, uitați-vă la noi doi, noi suntem mai bărbați, mai virili, mai rezistenți decât voi occidentalilor, dansăm mai bine, mai autentic și vă cucerim femeile. Și se vede în videoclip cum încetul cu încetul femeile îi împiedică pe bărbații occidentali să-i gonească pe ăștia doi și le zic nu mai lase, mai lase, și încetul cu încetul cum își arată entuziasmul la adresa valorilor propuse de către mișcările celor doi, iar mesajul este unul aproape biologic. Vai ce bun sunteți voi, pămpălăii aia nu sunt buni, ne place mai mult de voi decât de noi. Și este o componentă instinctuală pre-modernă, pre-civilizată în aceste mișcări. Dansul, ca și sportul, știm că este o sublimare a războiului, o disciplină care vorbește despre instinctele noastre biologice și pre-culturale. Și este fabulos felul în care filmul face o critică la adresa societății occidentale prin intermediul limbajului artistic occidental, film, musical. Avem acolo și niște foarte discrete trimiteri omagiale la un film de pe vremuri din anii 50, care ne-a încântat copilăria, mie cel mai puțin, unul dintre primele filme pe care l-am văzut la video și îl țin minte și acum, l-am arătat și copiilor mei, Șapte mireză pentru șapte frați, unde ai de-a face cu aceea simbolistică a competiției de resurse biologice între țărănoi și
cei cultivați, cei civilizați, țăranii din pădure versus ăia de la oraș, țăranii din pădure sunt mai virili și le iau femeile, la fel cum sabinii au răpit pe vremuri femeile romane. La fel și acum vedem exact același mesaj de contestare a supremației culturale și civilizaționale occidentale, pentru că persoanele din zonele colonizate, indienii, vin și spun: acum e vremea noastră, vă luăm femeile. E foarte fain. Uitați-vă la el și veți vedea un microcosmos de geopolitică și de colonialism, de discurs critic la adresa colonialismului în aceste 4 minute de dans indian. O să vă placă. Acestea fiind spuse, sociologul vă salută. Încă o dată Dumnezeu să-l odihnească, Rudele Breja, încă o dată Oscarurile sunt din ce în ce mai relevante. Vă mulțumesc pentru interesul din ce în ce mai mare arătat aceste emisiuni. Sunt onorat, se uită din ce în ce mai multă lume. Nu uitați să dați click la canalul Hai România pentru a fi cât mai mulți care să fiți abonați și pentru a obține mai ușor aceste emisiuni. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce vă interesează să discutăm, ce subiecte v-ar plăcea să abordez. Unele din ele le-am discutat deja în urma recomandărilor voastre. Și în rest, ce să vă zic? Românii merită ce e mai bun, palada, pielea nu, ghinion și slava. Vă pupă sociologul, hai pa!